Nu părăsi canalul înainte să vezi și să auzi tot ce am de spus. Pentru că este foarte important și nu vezi în fiecare zi așa ceva. Acum pot să spun, vă salut cu drag, oameni buni. De ce este atât de important ceea ce am de spus? Pentru că sufăr de o afecțiune pe nume Bell's Palsy. Sau, mai bine spus, sau mai bine cunoscută sub numele de pareză facială. Da, ai auzit bine. Am afecțiunea asta, pareză facială. După cum și observi, pe fața mea se vede când vorbesc, în ce parte mi se mută gura. Mai întâi să-ți povestesc cum s-a întâmplat, după care am să spun simptomele sau când îți dai seama că ai această afecțiune. Să dea Dumnezeu să nu te întâlnești niciodată cu așa ceva sau nici unul din membrii familiei tale sau prietenii cunoștințelor tale să nu aibă așa ceva. Dar se poate întâmpla oricui. Mai rău este că această afecțiune apare brusc și se înrăutățește în următoarele ore sau zile. Bun, deci să-ți povestesc cum s-a întâmplat. Ieri, ziua de 24 februarie, ziua de dragobete, pe care cred că nu am să o uit niciodată, m-am trezit la ora 5 dimineața pentru a merge la servici. M-am dus la duș, iar sub duș am simțit o amorțire a părții de jos a feței, în partea stângă. Nu prea am dat importanță pe moment, după care m-am îngrijorat pentru că în momentul în care am vrut să mă spăl pe dinți și am vrut să mă clătesc, când am dat apa afară, nu mai aveam control asupra jetului pe care îl stropești din gură. Adică nu mai puteam să-mi controlez mișcarea. După care mi-am terminat de făcut dușul, m-am îmbrăcat de muncă și m-am dus la servici. Am avut o mică discuție cu managerul meu. Managerul meu a decis că ar fi mai bine să nu mai stau la muncă, să mă duc direct la spital. Oricum, ăsta era planul meu, să văd dacă cumva îmi revin în prima oră a dimineții și dacă nu, urma să mă duc către spital la urgență. Mai este o chestie interesantă. Nu știu dacă este ereditară sau pur și simplu este o coincidență. În urmă cu 10 ani, exact 10 ani, și fiina a avut aceeași afecțiune. Bun, ce este pareza facială? Pentru că e total diferită de paralizia facială. Pareza asta facială sau pareza Bell îți afectează una din părțile feței. După cum se vede la mine, nu pot să vorbesc clar cu toată gura sau nu pot zâmbi, nu pot să fluier pentru că nu ai control asupra mușchilor feței. Ce
ce am simțit eu. De aceea am spus că este important și poate niciodată n-ai întâlnit și este bine de știut pentru fiecare. Nu fac postarea aceasta pentru că mi-aduce ceva beneficii. Inițial nu am vrut să postez așa ceva. Mai mult de atât la muncă mi-am băgat câteva zile de concediu pentru că am vorbit cu managerul meu și am spus că nu vreau să las colegii să-mi vadă deformarea feței sau cum se înrăutățește afecțiunea asta pe care am dobândit-o. Deci nu este din vina ta, din vina mea. Este o afecțiune pe care oricine, oricare dintre noi o poate avea doar atât. Și hai să o ai. Asta mi s-a întâmplat sub duș dimineața, după care a început să se agraveze un pic, iar astăzi este mai rău. Sunt sigur că mâine și poimâine probabil va fi și mai rău. De aceea am zis că este mai bine să împărtășesc cu voi afecțiunea pe care am dobândit-o, ca să aveți idee despre ce este vorba. Acum, cât încă mai pot vorbi clar, pentru că nu știu mâine exact sau pe mine dacă voi mai putea vorbi atât de cursiv. Pentru că din câte vi s-a comunicat de la spital, o să urce un pic din ce în ce mai rău, după care o să înceapă să coboare la normalitate. Bun, dar înainte de asta, să vă spun simptomele pe care eu le am și pe care le-am avut înainte de a-mi da seama că este vorba de pareza asta Bell, pareza facială. Înainte cu câteva zile, vreo 3 zile mai exact, am avut o durere constantă, nu foarte severă, un fel de junghi la mușchii cefei. Dar nu la amândoi mușchii, doar la cel din partea stângă și se lăsa ușor înspre, în spatele urechii și bărbie. Bineînțeles că am luat ceva antiinflamatoric ca ibuprofenul și paracetamol. Am crezut că e o durere de la somn, o poziție neadecvată în timpul nopții. La asta m-am gândit inițial. Durerea nu a trecut însă. Chiar și acum mai simt un pic de durere. După care a apărut blestemata asta de afecțiune. După cum am spus, am plecat la spitalul de urgență. M-am primit înăuntru și mi-a făcut tot felul de teste ale membrelor, a picioarelor, a mâinilor, a pumnilor strânși, teste vizuale, cum ar fi să vadă dacă de la o distanță anume pot să văd literele cele mai mici sau dacă văd background-ul și părțile laterale ale doctorului. Eu uitându-mă într-un punct fix și să vizualizez ce se întâmplă în stânga și în dreapta, dacă pot observa. Ridicări din umeri, ale brațelor, ca să vadă dacă ești stabil, dacă ești în forță, ale picioarelor, ridicarea sprâncenelor, care acum a început una, partea stângă, să rămână mai jos decât partea dreaptă, zâmbetul, ca să vadă care parte este mai jos a feței, și diferite teste ale gâtului în exterior, m-au verificat înăuntru, în gât,
ca să vadă că este vorba de ceva infecție, probabil. Ca să poată să pună diagnosticul afecțiunii acesteia și să nu cumva să fie o... am un mic lapsus, o afecțiune a creierului, un accident vascular. Cazurile sunt mai rare, dar în caz de accident vascular vei fi afectat mai mult, nu doar fața și jumătate din corp. De obicei, mână, picior, îți vei pierde controlul asupra membrelor, plus a vorbirii. Pentru că tot acest timp cât te investigează doctorul, va sta de vorbă cu tine ca să vadă cât de coerent ești și cât de corect vorbești. După care s-a decis că asta este afecțiunea pe care eu am dobândit-o. După care mi s-a spus ce trebuie să fac. Ce trebuie să faceți, oameni buni? Încă o dată, Doamne ferește să treceți prin așa ceva. Dar ce trebuie să faceți dacă vi se întâmplă sau vreun cunoscut din jurul vostru are așa ceva? Îl puteți ajuta cu informațiile acestea? Dacă are unul din simptomele pe care le-am povestit, căderea ochiului, a gurii, a feței, una din părți ale feței, se pierde ridurile de expresie. Observați că în partea dreaptă sunt accentuate ca în partea stângă. Nu mai poți să-ți controlezi bine gura. Nu o să poți să mănânci normal, nu o să poți să bei apă. Dai pe tine ca precum copiii mici. E oribil. E oribil într-un fel. Dar ca să fac haz de necaz pentru cei care sunt scuipicilă, ca să le spun așa, care scuipă foarte des, acum este momentul să se dezvețe de acest obicei urât. Nu o să mai reușească să scuipe, pentru că o să scuipe pe ei înșiși. O să scuipe în apă, dar nu are control. Deci dacă are vreunul din simptomele acestea pe care vi le-am spus, de urgență trebuie să mergi la spital. Sau, dacă începi să ai o durere în spatele capului, unde se termină mușchii cefei și te ține mai mult de 2 zile, fără să-ți treacă cu absolut niciun medicament, pentru că eu luam ibuprofenul, dar mare lucru nu făcea niciun efect. Doar la anumite poziții în care stăteam înclinat cu capul, mă lăsa, când reveneam înapoi, iarăși mă durea, simțeam junghiola. Enervant, că era constant. Dacă ai inclusiv doar această durere, du-te la spital. Pentru că s-ar putea să fie mai grav decât pareza facială, decât pareza Bell. S-ar putea să ai o problemă de accident vascular, care este la început. Și poți să ai timp să salvezi situația. Nu întârzia să mergi la spital. Eu n-am luat în serios durerea de cap și nu m-am dus decât în momentul în care mi-a amorțit fața. Ce ți se administrează? Ți se administrează steroizi. N-am să dau numele pastilelor pentru că poate fi interpretat greșit și cineva poate să folosească chestia asta, să se alimenteze cu steroizi, sperând că se va vindeca el singur acasă. Nu știu dacă ai acces la așa ceva, dar bănesc că în România este posibil orice. Eu iau 10 pastile o singură dată pe zi, dimineața după micul dejun, și niște picături de ochi care se administrează 3-4 ori pe zi pentru a-ți menține ochiul umed, pentru că nu mai clipești atât de des ca cel sănătos, ca partea neafectată, de fapt. Sau trebuie să-ți ferești ochii de soarele puternic, preferabil ochelari de soare, stai mai în umbră ca să nu-ți usuce ochiul
după aia poți să ai probleme cu cornea. Bun, deci mie mi s-au dat picăturile acestea și steroizii pentru timp de 10 zile. Câte 10 pastile în fiecare zi, luate o dată, pe zi toate odată, după masa de dimineață, ca să nu-ți afecteze, dacă le iei seara înainte de culcare, s-ar putea să afecteze un pic somnul și atunci e mai bine, e mai preferabil să le iei dimineața după ce mănânci. Mai mult de atât, ca să, în tot acest timp, cât ești afectat, e bine să îți ajuți un pic fața prin niște masaje în locurile unde îți este afectată fața. Adică îți este afectată în partea de jos, nu trebuie decât să zâmbești și să-ți ridici singur fața, în partea de sus, pentru a relaxa înapoi mușchii sau a-i face să-și controleze direcția bună. Dacă nu vei face treaba asta, e posibil ca după ce va trece afecțiunea să-ți rămână sechelă. Ce se știe, mai mult de atât, partea de sus a ochiului, adică deasupra sprâncenelor, ridici din sprâncene și te ajuți cu mâna, împingând în partea de sus, ca să începi să-ți întinzi înapoi mușchiul, să-i dai drumul sau să-i arăți direcția care este bună. Să nu-l lași să obișnuiască să rămână în jos, pentru că nu vei mai avea expresia de mirare pe care o facem cu toții și vei avea tot timpul în partea de jos lăsată. Când te încrunți, ține încruntat și du-ți în interior. De sub ochi, trage lateral, în partea de sus, înspre ureche. Asta trebuie să le faci cât de des poți. Nu ai un număr limitat. De câte ori stai undeva sau nu ai ce face, că mare lucru nu o să mai faci, pentru că îți trebuie un relax. Îți trebuie un relax ca să nu te forțezi, să nu te încorzi. Și în relaxul ăsta al tău, cât te uiți la televizor sau orice activitate pe care tu nu o vei mai face și vei prefera să stai, e bine să faci masajele acestea, chiar dacă sunt neordonate, să spun așa, adică nu ai o anumită ordine. Încep cu fața, încep cu sprânceana, poți să începi din zona nasului. Orice este binevenit pentru a ajuta la recuperare, la o recuperare mai rapidă și fără sechele. Ce ar mai fi de spus despre treaba asta? Cât durează recuperarea? Tratamentul pe care mi l-au dat este pentru 10 zile. După o săptămână, trebuie să sun la spital, să iau legătura cu doctorul meu de familie și să-i spun despre starea mea actuală, dacă începe să meargă spre bine sau dacă s-a înrăutățit sau dacă nu este niciun efect. Probabil dacă nu va fi niciun efect de la pastilele care mi s-au administrat, atunci mi se va administra altceva. Dacă este mai rău, atunci nu știu exact ce se va întâmpla sau ce controle amănunțite se vor mai face. Habar nu am. Să sperăm că tratamentul își va face efectul și va începe cam după 5 zile, începând de ieri, să înceapă să revină spre normalitate. Dacă treci prin așa ceva, când trebuie și spui întrebarea, când trebuie să vezi un doctor? Imediat ce ai unul din simptomele pe care le am expus aici. Mai mult de atât, nu trebuie să aștepți să ai vreo cădere a feței. Doar în momentul când ai durerea de cap, de care ți-am povestit mai devreme, ca să nu cumva să fie altceva mai grav. Du-te la doctor, nu fă ca mine. Recuperarea, deci după cum am spus, tratamentul mi s-a administrat pentru 10 zile, dar
Recuperarea de regulă, dacă este rapidă, se face în 2-3 săptămâni, dar poate să dureze 2-3 luni. Sunt cazuri în care au fost între 6-9 luni, dar la cazurile care s-au recuperat între 6 și 9 luni, au rămas și sechele. Probabil e ceva mărunt, probabil doar un pic gura lăsată, dar nu afectează zâmbetul, doar o ușoară, un ușor zâmbet mai strâmb, ca să spun așa, sau poate, în unele cazuri, un pic mai rele, nu se poate închide ochiul total la clipire, când clipești. Cum încerc eu acum să clipesc și simt că nu reușesc să clipesc normal. Ochiul acesta mi se duce în jos de tot, mi se închide de tot, acesta simt că nu. Ar mai fi de menționat o chestie, peste noapte trebuie să stai un plastură peste ochi ca să ți-l țină închis, să nu ai de contact prea mult ochiul deschis cu aerul. La fel, se va usca ochiul și poate să-ți facă probleme foarte mari și stricăciuni asupra corneei. Din cauza asta se pun picăturile și înainte de culcare. Ți-ai pus leucoplastul, un plastru, e un plastru special care nu ți se lipește de pleoapă, se lipește în partea exterioară sau îl prinzi tu cu o bandă adezivă. Și atunci vei putea dormi liniștit, dacă se poate spune liniștit. Pentru că oricum vei fi stresat din cauza asta. De ce tocmai ce se întâmplă sau cum de a apărut. Cum am mai spus la început, oameni buni, afecțiunea asta este atât de rapidă și de bruscă încât nu vine să-ți crezi. Nu-ți vine să crezi. Și se agravează pur și simplu, sau se înrăutățește, pur și simplu văzând cu ochii. Acum ai simțit doar o simplă amorțeală. Amorțeală cam dacă ați fost vreodată la dentiști și vi s-a administrat anestezie, cam ăla este, cam aia este ceea ce simți tu când începe pareza. Începe să-ți amorțească ușor, după care nu prea mai simți și ți-ai pierdut controlul. Simți că curge balele la propriu. Și ți ies sunetele distorsionate pentru că nu mai ai control asupra gurii, asupra buzelor. Cam asta vreau să vă spun, oameni buni. Și în legătură cu relaxul, nu încercați să forțați nimic ce ar putea să provoace presiune asupra capului, pentru că veți mări doar presiunea asupra nervului facial. Poate fi cauzat, cum am spus, de infecție virală, de un herpes sau chiar și de tensiune arterială. Poate să afecteze chestia asta. În toată perioada asta, probabil am să mă ocup cu ceva treburi prin grădină, ceva mai ușor, care să nu necesite o forță, o presiune asupra venelor și a nervilor din cap. De aceea am spus de la început, nu părăsi canalul până nu vezi și asculți tot ceea ce am de spus despre această afecțiune. Pentru că nu ai de unde să știi cine o va lua, dacă nu chiar tu. Probabil, nu știu cât de util găsești, nu știu cât de utilă găsești postarea asta și informațiile pe care ți le-am dat. Probabil
Vei zice, mie nu mi se va întâmpla. N-ai de unde să știi. Și nu lua în derâdere ceea ce am spus eu. Pentru că nu știi niciodată. Nu uita. Doar așa. Și se întâmplă ceea ce este mai urât. Așa că, dragii mei, aveți grijă de voi atât de bine cât puteți voi. Și nu ignorați absolut nicio durere inexplicabilă. Sunt dureri pe care le poți avea de la o înțepătură, de la o poziție pe care nu este bună, n-a fost bună pentru tine peste noapte, o lovitură. Dar dacă este inexplicabilă, nu o lua de râdere. Du-te la spital. Consultă un doctor pentru că îți poate salva situația ce va urma să se întâmple. Dragii mei, nu uitați să aveți grijă de voi.